acest subiect și nu numai, da. Discutăm cu Dumitru Talmazan, expert digital marketing. Bună dimineața, Dumitru! Bună dimineața! Să știi că vreau să zic și în direct că ai un impact extraordinar asupra noastră. Data trecută când ai fost la noi și am discutat despre aplicația Lensa, că noi nu știam, colegul aici de față, Anatol, a început să utilizeze poza de profil, s-a schimbat după pe aplicația. Și ce reacție ai avut la poze? Da, era așa. Deci, cred că sata dânsă și vorba era. Eram cel mai frumos. Eram cel frumos al satului. Da. Cu adevărat vorbim despre siguranța pe internet și este un subiect atât valabil pentru adulți, dar și pentru copilași, pentru părinți în același timp. Da, este un subiect care tot mai mult și mai mult este relevant ca parte din viața noastră de zi cu zi. Uh-huh. Pentru că dacă internetul înainte era ca ananasul, în sens că numai la sărbători. Da. Atunci, azi, el este pâinea cea de toate zilele. Da. Și, respectiv, când vorbim despre siguranță, aș vrea să menționez că noi încă mai avem o problemă. Noi avem o comunicare foarte intensă pentru că activitatea noastră ține de tot ce înseamnă digital, internet, online și există nivele de consum. Există consum foarte adânc, profund, în care tu ești conectat între conturi, parole, cloud și alte cuvinte din Harry Potter, dar există fundamentale în care parola de la telefon, parola de la e-mail și atunci mesajul meu ar fi probabil către toți cei care consumă internet, minimum să aibă dublă autentificare cu telefonul. Deci este așa un double authentication. Îți vine mesaj pe telefon, exact. Da, sau... Scade gradul de spargere a contului, pentru că, ok, de-am trebuit să iei și telefonul, da, trebuie și căscatare. Da, în sens că, da. Acolo, parola complexă, ea nu trebuie să se repete între rețele. Da? Parola de la Facebook nu trebuie să se repete cu parola de la Instagram. Și desigur că link-urile, adică pe ce clicăm, pentru că tot mai mult și mai mult, de asta a fost istoric, oamenii vor ceva, o cale ușoară. Și atunci când tu vezi, câștigă acum, da, felicitări, ești al miilea vizitator a acestui site. Doar felicitări, un video tău cu tine aici. A, asta da. S-a întâmplat, da? S-a întâmplat? N-am dat clip. Dă-mi video ca să vezi. El o scadă în plasă. Data viitoare din Dumitru, nu ți-i chipui. Să vezi ce s-a întâmplat. Și video la noi în studioul vostru. Îți mulțumesc mult, Dumitru, mai bucură de așa ceva. Da, știrile pot fi foarte corte. Da. Deci e important. Noi glumim, dar e important ca noi să consumăm foarte conștient. Internetul este o mare plină de oportunități și în același timp de rechin și de pești frumoși și de adâncim și de cald și de rece. Deci aia, securitatea cibernetică, securitatea de consum este ca trecerea la pietoni, dacă vreți. Da, da. Trebuie să o respecti. Ai drepturi, dar totodată ai și responsabilități. Da, tu poți fugi. Dacă nu e polițistul, dacă ești tare repede, dar într-o zi am auzit că statistica... Mai devreme să mai târziu, chiar pe verde. Chiar pe verde, da. Tu poți... Te-ai spus, uite, toată viața în jurul roșu și odată. Pe verde, regulamentar și ca poftim. Și ia ca, mi-a spart contul. Extraordinar, bravo. Protecția datelor, caracter personal, că despre asta e vorba inclusiv. Da, și aici aș vrea să adaug un gând care noi în colise am început să-l discutăm, este că dacă până acum riscurile securității erau doar manuale, adică erau oameni ca și cei care sună la bancă, da? Manual. Acum foarte multe procese se fac automatizat. Da. Sunt roboți, sunt algoritmi și tu spui, ei, dar și chiar el e 2 milioane de mail-uri, 3 milioane de variații de parole și verifică fiecare mail cu aceste trei variații, tot asta în câteva secunde. Asta adică... da, Dumnezeu pe o zi, dacă ții minte filmul ăla cu Jim Carrey, când el a pus da la toți, la toate dorințele și așa căuta de treabă. Exact. Și îndepline dorințele la toți. Respectiv, inteligența artificială, care este la fundamentul... Tu ai descoperit inteligența artificială și chiar acum trebuie să te demonstrezi. Este în fața voastră. Inteligența... Aici stă frumusețea. Și aici Dumnezeu, frumusețea și inteligența. Exact. Trebuie să dăm rog că ne bătie. Dar nu vine nimic, știi, căutam rapid. Inteligența artificială mai rapid s-ar vine. Tu ești acasă și ești teleportat aici la noi. Exact. Păi iată, voi mă întrebați pe mine despre informații. Și eu spuneam despre acel chat care este despre o bază de date. Frumusețea lui este că
să vă imaginați ce ne așteaptă în securitatea dată. Noi acum scriem, este chat-ul GPT, și scriu care sunt regulile de siguranță. Voi vorbeați și eu scriem și spuneați și frumos mult în telefon. Deci tapăm, pur și simplu, care sunt regulile de siguranță? Online. Așa. Și îi dau enter. Așa, și dacă doar ce un pic telefonul. Da, și el începe să scrie. El începe să scrie... Regulile siguranței online. Deci e o propoziție întregi. Deci sunt fraze logice care e, uitați. Iată câteva reguli. Da, el scrie. Deci asta este, uite, folosiți regulile. Parolele puternice. Și încercați. Eu am scris înainte de asta și l-am modificat. Deci, nu. Deci pe tine te transmite. Stați, țin așa, da? Deci pune telefonul jos, da, ca să nu creadă oameni care... Respectiv, uite care e ideea. Este că dacă acum noi trăim într-o perioadă în care chat-ul ne scrie, atunci vă știți tehnologia Alisa, Siri și tot ce. Da. Atunci tu, ca în filmele de viitor, vei spune, nu că vei spune care sunt regulile, dar în timp ce tu vei încălca regulile, spui, Dumitru, atenție, conform articolului 3, tu încalci regulă 3, fii mai filme. Da. Asta deja dar este. Dar unde am putea ajunge și care sunt restricțiile pentru un asemenea soft, folosește un cod, nu sunt programator, dar el folosește un cod sursă deschis, internetul este deschis și el consumă tot internetul. El are acces la toate. Are acces la informația mare. Și când tu îi spui, spune-mi care este ultima știre de anul 1990, el ridică Wikipedia, o găsit cifra 1990, o găsit 3 milioane de variații de știri și tu scoți ce trebuie în câteva secunde. Uite, ia, 7 reguli, după care și acum cu detalii. Acum să-ți faci o temă pentru acasă, ia, la exemplu, română, sau așa ușor. Poți să-l rogi să scrie o felicitare de dragoste pentru Mihaela, de exemplu. De dragoste. O felicitare de dragoste. O felicitare de dragoste. O felicitare de dragoste. Mihaela e în căutare și... De dragoste. De ce, că e luna iubirii sau de ce? Pentru... 14 februarie, mă știu. Da. Pentru 24 februarie. Și noi ne asigurăm pe domnul sărbători. Haideți să vedem. Așa, și începe. Așa, ce scrie? Dragă Mihaela, scriu aceste cuvinte pentru a-ți transmite cât de mult înseamnă pentru mine dragostea noastră. Ești lumina care îmi luminează fiecare zi și îmi dă puterea să merg mai departe. Ești iubirea care m-a făcut să cred în acea magie unică care apare atunci când doi oameni se întâlnesc. Te iubesc pentru cine ești, pentru că ești întotdeauna acolo pentru mine. E suficient. Cum îi spunem să se oprească? Pentru că mă înțelegi și mă susții în orice. Îmi doresc să petrecem restul vieții noastre împreună. Cu drag, să împătrunim alături. Asta nu o să îmbătrânească niciodată. Cum o să îmbătrânească? Da, tot scrie și scrie și atunci... Eu scrie. Te iubesc la nesfârșit. Băi, e bun. Cu Eminescu are, cred, o legătură aici. Extraordinar. Poți să cucerești cu drag numele tale. Numele tale. Da, deci numele, poți să pun numele meu sau numele Dumitru. Da. Este folosit cât de des? Este popular? Acum, a apărut recent câțiva jumătate de an, a avut niște update-uri, a dispărut acum, iar a apărut. Deci, este o tehnologie care nu este un produs finit. Astea sunt niște încercări, dar sunt niște signals de aplicabilitate pe viitor, în cadrul căruia asistentul tău personal poate să fie un telefon sau un device care are acces la toată informația și, precum Alisa, în unele țări în care este conectată la trenuri, eu spun, Alisa, peste cât să ies ca să fiu la timp? Și eu spun, ieși peste 20 minute, de ce? Pentru că trenul merge pe un program, el știe că trenul merge peste 7 minute, el vede după ceas că tu în 8 minute ajungi de regulă de acasă până la gară, respectiv știind că sunt două îmbuteiaje și semafor roșu, el spune, ieși peste 14 minute. Este ca filmul ăla cu Joaquin Phoenix. Ții minte, el avea o cască. Și cu Scarlett Johansson, da, ea era vocea care și el se îndrăgostea deja de exact. Și o căuta unde, dar toți aveau o aplicație. Un device asta. Care cu siguranță chestia asta are multe avantaje, dar poate avea și dezavantaje dacă e folosită nu au excesiv sau poate ca și zahărul. nu consumați mult. Ca și mierea. Acum, Dumitru, hai să vorbim despre lucruri pentru care, de fapt, ai venit astăzi aici. Asta a fost, am vrut să vă n-ai putut ține în tine. Trebuie să povestești cuiva. Tu lucrezi la niște proiecte foarte interesante de digitalizare. Fac parte din acest flux și noi... Eu am vrut să vă întreb, vă amintiți despre cum voi erați în clasa 1? Da, am chiar fotografie aici. Ai o fotografie? Da. Cum eram și fotografiați la un moment dat, nu? Fotografiați, cum vorbeai? Nu, dacă te vorbi tu mai tine. Cine ai vrut să devii tu? Tot timpul Schwarzenegger vroiam să fiu. Da, tot timpul, dar vezi.
Nu prea coincis. Inteligența artificială rezolvă. Eu nu știu, Andrian, cum să devii Schwarzenegger? Și am luat istoria și mâine dimineața un prezentator este. Pentru că el vrea să devină Schwarzenegger. Respectiv, eu de mult sunt îndrăgostit de conceptul elementului de digitalizare a anumitor procese. Și mereu nu mi-a plăcut ideea de acele venete care sunt așa, la absolvire, tipice, standarde, mai erau parcă sunt pe tabla de onoare, știi? Stau toți frumoșei. Și pe lângă faptul că noi acum sunt fotografi, creativi, designeri și toată treaba asta, noi am făcut un proces care se cheamă încapsularea timpului. Adică... O tehnologie internațională care, știi, se pune în perete o capsulă a timpului și se deschide peste anumiți ani. Wow. Acum, pe 1 martie, noi încapsulăm o școală. Așa, până în anul 2050. Apropo, voi invit? Da, noi am mers în 26 de clase. Noi am filmat toți profesorii. Ce fain. Am avut săptămâna trecută întâlnirea cu absolvenții și 11 generații, generația 55 de ani în urmă, erau 3 persoane. Wow. O transmis mesaj generațiilor din anul 2050. Wow. Era așa un caz fain că cineva din clasa 12 din liceu o cântat beatbox. Și iese directoarea și e la noi cu glume și spune că Matinca așa să răspund la lecție în 2050. Da, a fost așa o glumă bună. Dar unde le-ați stocat toate? Noi avem un soft, o platformă securizată, noi stocăm și acolo un timer, plus avem o capsulă din fier care pe 1 martie să o fixăm în perete și tot evenimentul se filmează și transmit generații. Vrem să arhivăm și orașul nostru. Imaginează-ți o capsulă de vreo 3x3 cu toată, mă gândeam fiecare din presă să transmită mesajul, dar cum va fi presă peste 50 de ani? Da, da. Sau cine erau eroi? Exact. Erau, când noi privim arhiva, nu știu, independenței, cum arată, când parlament, când se semna... Cum erau înainte cărturare, care scriau pentru... Cum o să vadă cum eu sunt îmbrăcată, spui, de și cu dânsul. Șomuie oamenii, zic, și cu dânsul. Da, atunci, adică, respectiv, azi suntem în promovarea unui concept de patrimoniu național, de arhivare, aș vrea să arhivăm personalitățile, top 100 de personalități care se transmită mesaj, pentru că noi observăm că tehnologia informațională este atât de avansată, că nu peste 50, dar noi nu știm ce va fi peste 10. Dar uite, exact. 10 în 20 de ani, uite la ce am și, mai dar tu, sigur, ești... Arată cam în felul ăsta. Asta noi câțiva ani în urmă am arhivat o persoană care, la grădiniță, ori clasa întâi, spune un mesaj. Așa. Și acum ea va vedea acest mesaj. Peste azi. 10 august 2021. Se adresează ei. Da. Ce fain. Transmite un mesaj ție, cum vei fi, ce vrei să când vei crește mare. Și atunci Mihaela, peste ani, va revedea, îi vine notificare SMS pe platformă și pe e-mail și îi se deschide capsula. Acum ea este încapsulată, un timer ne arată pe site. Mie mi se pare extraordinar de actuală chestia asta. De ce? Pentru că tehnologia evoluează atât de mult și noi nu mai putem stoca. De ce să nu profităm de digitalizare? Pentru că vor rămâne și pentru generațiile care vin. Da, unii cred că eu am un telefon, dar noi suntem leneși. Deci noi avem prea multă informație ca din ea să consumăm. Doar Google Foto, dacă aveți Google, Puneți-vă Google Foto, el are o funcție. Nu-mi place că a limitat deja. A limitat, chiar înainte era de nelimitată memorie. Ți-a luat toate pozele și ți-a mintea 10 ani în urmă și tu te uitai, și cu asta, și cu tine. Cine m-a mai văzut? Și la telefon mai primim uneori asemenea. Dar aici noi vorbim că noi avem așa un produs, se cheamă Timeline. În fiecare an fotografiem și filmăm fiecare elev. Și tu ai în 12 ani 12 video și 12 poze. Și arată evoluția ta de gândire fizică și pentru școală, asta este o arhivă, la întâlnire cu absolvenții, ridici arhiva și faci un spot video. Acolo râsite și lume pe seama la... Da. Respectiv, de ce am avut câteva cazuri, e ca din seria asta faine, sunt și cazuri triste, care eu fără nume, dar am avut cazuri când acum, 3 săptămâni în urmă, o doamnă m-a contactat și a spus: Dumitru, sorry, anul 2022 voi ați făcut arhiva pentru fiul meu, dar el a decedat. Voi puteți să-mi dați videourile? Și această mamă a avut posibilitatea să vadă ce dorea el peste 10 ani. Ce fain.
Eu am pus în stories această istorie și am distorsionat vocea, n-am pus. Și cel mai, așa, nu că interesant, dar banal pe alocuri viața asta este că ultimul cuvânt care el l-a spus în video, peste 10 ani, acolo îi spune întrebarea, adresează ție întrebare. Și el zice, cam atât. Cam atât. Da. Și atunci eu încă mai tare m-am inspirat că noi putem fi partea unui proces în care tu poți să oferi emoții, indiferent care. Viața este compusă din alb și negru. Da. Și tehnologiile digitale azi ne oferă oportunitatea asta noi să arhivăm, să salvăm ceva ce mâine o să ne dea un imbol, poate. Exact. Sau să ne ajute să trecem un moment, poate, mai greu. Și aici deja e că noi lucrăm cu chiar codul. O tehnologie standardă. Dar același GPT sau același inteligență artificială deja permite ca tu să scanezi poza și acolo să apară video. Apare. Da. Respectiv, eu nu știu dacă nu o să ne ajungă zile noi să venim și să vă spun despre tehnologie și despre oportunități, dar ele de săptămână la săptămână apar. Se schimbă, da. Și noi vedem că și se schimbă și piața. E ca discutând cu profesorii, ascultând ce e interesant lucru, dau după culise, ce ei doresc celor din 2050. Știi ce doresc? Ce? Ei zic, sperăm foarte mult că veți avea mai puține ore, veți putea alege la unde să învățați, veți avea nu 6 lecții, dar veți avea mai... Adică profesorii, o parte din, deja văd că sistemul de educație, modalitatea de învățământ se va schimba pentru că standardul am venit de dimineață la 8 și am ieșit la 2. Pensia și salariul. Da. Nu lucrează. Da. Toată calea asta care noi mergem, știrile... Eu acum vreau să caut în chat-ul. Cum să facem să încheiem noi discuția asta cu Dumitru Tamadam? Pentru că trebuie să suntem la limită. Mulțumim tare mult. Adevărul că de fiecare dată când vii cu ceva nouă. Da, face azi cu alte știri, dar vă mulțumesc mult pentru ocazie și dacă cine ne aude, arhivați-vă, iubiți-vă, numai nu cu chaturile, cu oamenii reali. Mulțumesc mult. De voi. Și sănătate și securitate. Da, îți spunem bucurie. Până mâine. Se schimbă multe până mâine.